teribilă întâmplare ne-a răscolit sentimentele săptămâna trecută. Am asistat neputincioși la o scenă cu adevărat cutremurătoare. Haideți să vă dau și ceva indicii. Această dragoste nu poate fi consumată decât cu acordul lui Gigi Becali, genul programului dramă. Vizionare plăcută! Mai iubești? Da, normal că iubesc. Da. Tocmai de asta sufăr și mă doare. Să mor de dragoste hrănită pe lumea asta care trece și doar iubirile nu mor. A fost odată o dragoste sinceră și curată între doi tineri. Ea, Daniela, era o fată frumoasă și târziu acasă, crudă și cam păcătoasă. El, Nilă Iubărilă, era un fotbalist de succes. Avea mare succes la domnișoare, care îi cădeau una după alta în brațe, date pe spate de farmecele sale irezistibile. De când o zări pentru prima dată pe Daniela, Nilă nu mai avu însă ochi pentru alta. O iubea numai pe ea, neîncetat. Stau în casă călare unul pe altul. Continu. Între timp, la palat, regele nu era de acord cu dragostea supușilor săi, așa că luă măsuri drastice. După o escapadă a lui Nilă, care s-a dus după Daniela într-un alt ținut la Sibiu, la deschiderea unei crâjme, regele s-a dezlănțuit. 30.000 de galbene amendă pentru tânărul prinț. Excluderea din lot și cuvinte otrăvite la adresa iubitei sale au fost pedepsele crunte ale stăpânirii. Ceea ce a urmat e sfâșietor. Fie toată lumea mulțumită. Cu ce vii la Steaua să te distrezi? Cu ce vii la Steaua pleci tu la Sibiu cu gagicile la prezentări de modă și la deschidere de bar? Și asta, mă? Mă doare pentru că e cariera lui și îmi pare foarte rău pentru asta și am decis să ne despărțim. E cariera lui, dar a greșit pentru că el nu trebuia să vină cu tine. De mie îmi pare rău doar că nu vreau să-i distrug cariera și eu chiar n-am făcut nimic pentru că noi n-am apărut niciodată poze compromisătoare sau undeva. Noi am fost tot timpul cu minți. O iubire imposibilă mi-a schimbat destinul într-un ceas. Este un om cu minte, liniștit, doarme tot timpul, nu face nimic. Noi suntem cu minți, noi suntem în casă, nu am făcut nimic, n-am umblat pe clubul. Păi mai bine nu te-ai în club decât stai călare pe el. Și doar pentru lucrul ăsta să-i se duce așa, chiar am decis să ne despărțim și mă doare că ne iubim și dai seama, când e dragoste să te desparți doar așa, pentru să-i fie lui bine, e dureros, îmi dai seama. Și mie mi s-a făcut milă de ea, am văzut-o și eu astăzi, am văzut-o nouă seară. Am văzut azi la tatăl la GSP. Și mi-a părut rău de ea, mi-e milă de ea, că e un copil și ea. Da, mă, dar vezi de treaba ta, lasă-mi Steaua în pace. Lasă-mi jucătorii mei în pace și n-am nimic cu tine. Astfel, mai eficient ca vrăjitoarele care fac și desfac cununii, regele a reușit să destrame dragostea dintre Nilă și cruduța Daniela. Sau nu? Stai puțin, stai să vedem că poate să fie aranjament între ei, poate să fie înțelegere între ei. Să vă spun să stea. Se aude pe la colțuri că destinul n-ar fi fost așa de crud până la urmă. Cei doi ar trăi fericiți departe de ochii lumii și ai despotului de la palat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat.